Salutare prieteni, bine v-am găsit pe canalul de YouTube David de la Strehaia. Bine ați venit la vlogul de seară, cum s-ar zice. Prieteni, am stat cu soacra mea, am făcut curat pe acolo prin living. Ia șters pe acolo toate mobilele, toate canapelele. Eu am măturat, eu am mai schimbat apa acolo și ștergea. Am ajutat așa puțin și acum am transferat aici în bucătăria patroanei. Vă știți foarte clar că soacra mea nu mai vine aici și trebuia cineva să facă curat și în bucătăria asta. Am văzut foarte multe comentarii în care mi-a spus că de ce vine eu să fac curat aici, de ce mă bag eu să fac curat nu știu unde. Soacra mea niciodată nu mi-a spus să nu vin. Asta era glumit când a zis ce tot faci cu ei acolo, nu știu ce. Glumea cu mine așa cum râde ea. Dar mereu mi-a spus să o ajutăm cu patrona, că ea este bătrână, că ea nu poate să vină aici dacă au fost discuțiile care au fost și să o ajutăm noi așa cum putem. Deci niciodată n-a avut ceva împotrivă și v-am mai spus și vă tot repet de-a lungul timpului că eu încerc să am o relație bună cu toată lumea, da? Nu să fac diferențe, nu să-mi creez dușmănie cu nimeni, mai ales că v-am zis cu socul meu chiar m-am implicat întotdeauna pentru că el a fost cel care spune dreptatea, s-a zbătut ca noi să venim acasă și soacra mea a acceptat ideea. Și a fost alături de noi, dar și el a ținut pieptul lucrurilor pentru noi, da? Așa că eu nu pot să mă cer vreodată cu el sau că au ei discuțiile pe care le au. Eu țin foarte mult și la soacra mea, țin și la el. Mă înțeleg foarte bine cu amândoi, dar, cum s-a zice, separat. Pentru că așa este situația. Nu am ce să fac. Și eu mi-aș dori să ca ei să fie bine, să comunice. Dacă nu se poate, nu se poate. Asta nu înseamnă că trebuie să fiu certată cu vreunul din ei sau să nu respect pe fiecare în mod egal. Eu țin la amândoi și v-am zis, mă înțeleg extrem de bine cu amândoi, chiar dacă separat. Și v-am zis, niciodată nu m-am dus doar la soacra mea și la patrona să nu trec să o ajung câte ceva, câte ziua de mare. Fac ce fac cu soacra mea acolo, o ajung, discutăm și noi treburile. Cum fac femeile, dar le împărțim. Dacă ea face mâncare, eu fac curat. Dacă fac eu mâncare, face ea altă treabă. Și apoi mă mut și aici, la patroana și la socul meu și ajung și pe ei cu ce pot. Mai devreme a fost Raicolt, a fost Marinela. Eu am ajutat și pe ei să pună mesele, să aranjeze. Le-am dat la mână ce trebuia. Am spălat vasele. Așa trebuie să fie într-o casă, înțelegere cu toată lumea, nu pot să țin, cum spuneți voi, gata, ești perversă sau ești, am zis eu vreodată că joc într-o tabără, în tabără cu ei sau în tabără cu ea, niciodată. Eu am spus întotdeauna că sunt imparțială, că respect pe fiecare în parte, că nu intru în discuțiile lor, bineînțeles, pentru că nu este dreptul meu, discuțiile lor le au de ani de zile până ca eu nici să nu-l cunosc pe Alin, deci nici nu-l cunoșteam pe Alin când discuțiile între ei au început. Sunt certuri vechi. Eu nu pot să mă bag. Eu fac datoria de mână, să vorbesc cu ei frumos, să fiu civilizată, să le întind o mână de ajutor și atât. În rest nu mă interesează pe mine viața personală a nimănui. Eu fac datoria mea și atât. Datoria mea e să fiu mamă, să fiu nevastă pentru Alin. Și atât. Nu mă privește pe mine nici certurile care sunt între ei, nici alte. Acum să zice, să lasă la poartă. Nu, acum mă că te ajută tot ziua copiii. Unde mai ești acasă? Să stăm acolo să vorbim, că e la bucătărie, zis că vine. Bine, dar fără să nu plecați de acolo, da? Mi-e frică aici, dar nu să lasă pe dragii singuri și la poartă, pentru că sunt foarte multe tiguri care trec mașini și chiar nu-l las. La poartă acolo, da, hai, în fața porții, să stea pe o bancă, n-am nicio problemă. Dar nu-l las singur în niciun caz să se plimbe pe aici sau prin oraș, decât
să mă înțeleg bine cu Alin și apoi să mă mențin o prietenie bună cu restul persoanelor din casă. Cel mai important e perioada cu toamnă. Toată ziua mai importantă decât asta e nu am. Nu joc cu nicio tabără, nici cu ei, nici cu ea. Doar îmi păstrez o relație bună cu toată lumea, așa cum cred că trebuie să facă fiecare noră, nu? Că nu suntem arbitri, să ținem scor, care cu cine să ceasă și de ce să ceasă. Fiecare face ce vrea, n-am treaba asta, v-am zis care este treaba mea și îmi mențin ideea în continuare. În rest, nu mă bag, nu mă privește. Și cred că s-a văzut că toată luna foarte clar că n-am neglijat pe nimeni. De o lună jumate, două, sunt doar alături de soacra mea, o ajut. Ne-am descurcat, cred eu că am făcut echipă bună împreună și am terminat curățenia pentru Paște. Chiar ne-am implicat, am făcut din suflet, n-am făcut-o doar ca să fac impresii cuiva sau să fac eu ce fată bună sunt. Nu, mi-e drag. Când văd că se implică cineva cu mine, și facem amândouă de drag, ne vorbim frumos, ne înțelegem. De ce să nu... Gata, prieteni, și cu treaba pe ziua de azi, suntem toți leșinați. Și soacra mea a muncit mult rău de tot azi, deci chiar a șters tot living-ul ăla ca lumea, nu cum făceam până acum așa, în mare. Eu acolo la bucătăria patroanei, v-am zis că prima dată am făcut amândouă, după m-am mutat la patroana. Îmi pare rău că mi-am întrerupt convorbirea cu voi când eram în bucătăria patroanei, dar nu mai aveam baterie la telefon, mi s-a șins telefonul și nu m-am mai oprit din treabă să merg după încărcător și să mai continui filmarea acolo, că erau foarte multe de făcut, de șters aragaz, de șters... ce mai era acolo și am zis că cel mai bine termin treaba să mă văd odată scăpată și apoi să pot intra în casă. Alin este pe TikTok cu patroana, acum sunt la ora de relax. Eu vreau să-mi descurc părul ăsta și să-mi dau asta jos din cap. Că am stat cu ea toată ziua. Să nu mai îmi dea părul în ochi când fac treaba. Ia uite ce mi-a rămas forma, m-am încălcit. Și v-am zis, măi prieteni, chiar ne bucurăm și noi când ne apropiem de final cu treaba asta, curățenia asta de Paște. V-am zis și cu discuțiile, v-am lămurit în privința comentariilor. Na, lumea vorbește, mulți văd un comentariu unul de la altul, duc mai departe, dar v-am zis, mie răutatea nu-mi place. Și când simt eu că se trece peste măsură, mă opresc singură din a face ceva. Dar așa că dai câte o mână de ajutor fiecăruia, chiar nu mă deranjează, pentru că oricum trebuie să facem, în primul rând și pentru noi, prieteni, și noi la bucătăria mare nu mergem, cu toate că se face dezastru, într-adevăr, nu din cauza noastră, dar da, așa e în fiecare casă. Când locuiești mai mulți, nu mai contează că face ăla mizerie sau că face celălalt, dacă ești acolo, faci. Acum nu pot să... trăiești într-un dezastru, că face mizerie nu știu cine și n-am făcut eu sau... Mă rog. Asta e situația. Trebuie să ne împărțim. Patroana, v-am zis, s-a retras în cameră, Leo la fel. Și a fost o zi foarte obositoare pentru toți. Am văzut și comentariile că nu e bine să bagi mâna în carne dacă ți post, că nu știu ce. Eu n-am cum să nu bag mâna deloc în carne, chiar dacă nu făceam pentru invitați și pentru cine a mai fost acolo. Făceam oricum pentru David, că nu pot să-l pun pe David acum să țină post. L-am pus și pe el miercurea și vinerea câteodată, nu toate miercurile și toate vinerile care au fost. Da, am încercat să-l pun miercuri și vineri, chiar dacă este mai micuț, să încerce și el. Pentru că trebuie să se obișnuiască și el de mic. E bine așa. Să facem treaba asta și pentru noi și pentru multe alte chestii. Și copilului trebuie să-i gătesc. Nu pot să refuz copilul când are poftă de ceva sau când vrea să mănânce.
nu poate să fie ca un om mare să țină atât de bine lucrurile astea în frâu cum le ținem noi. Așa că nu cred că este vreo problemă dacă eu nu mănânc din mâncarea aia, nu gust din ea, doar îi fac lui și mănâncă el. Sau celor care doresc să mănânce și nu pot să țină postul cum ținem noi. Sunt obosită, dar mă bucur că suntem aproape gata, v-am zis. Am să mă retrag și eu. Am să mă duc să mă schimb, să-mi fac baie și la cap, pentru că mi s-a pus o grămadă de praf de ieri, de când făceam cu soacra mea afară și am strâns păienjenii. Și astăzi la fel, pe acolo prin bucătărie, am mai pus mâna prin toate alea, m-am murdărit destul de tare. Și abia aștept să fac un duș așa fierbinte, să mă pun în pat și mâine să o luăm de la capăt, bineînțeles. E și obositor aici la Strehaia, dar e și frumos, sincer, pentru că e mai multă activitate, parcă, v-am zis, când este cineva, cum fac eu fiecare zi cu soacra mea, cu Anca, e altceva când faci singură și altceva când faci împreună cu cineva. Parcă dacă faci împreună cu cineva, vine pofta mai repede să faci o treabă. Că te, nu știu, te ambiționezi să faci. Dar și singurul, ați văzut, am făcut de atâtea ori. Adică nu trebuie să fim amândouă la aceeași treabă. Mă refer când unul face în bucătărie, unul face într-o cameră sau într-un hol sau într-un foișor sau într-un așa, te bucur că nu mai intri în casă și e același dezastru pe care îl lași. Ori te ocupi tu în casă și se ocupă cineva afară, ori inversi tot așa prin rotație, parcă scos capul mai repede la suprafață și după respiri, cum s-ar zice. Eu zic că, na, și patroana, chiar și patroana, uitați la anii ei, se zbate și o să facă, face și ea cât o mâncare, ce poate, că numai la vârsta noastră, să zicem că patroana poate să descurce toate treburile singură și să se descurce ca și când nu mai are nevoie de niciun ajutor, dar chiar și așa face față destul de bine. Asta n-a însemnat că noi am lăsat-o vreodată de izbeliște, v-am zis întotdeauna, nu m-am ocupat de patroana ca o obligație. M-am ocupat pentru că mi-a fost drag să fac toate chestiile astea și pentru ea și pentru restul membrilor din familie. Și cred că așa e normal să faci. De exemplu, și acasă la mine, dacă aș fi la Popești, cu toate că v-am zis, mama nu m-a lăsat niciodată să mișc un pai, pentru că ea e foarte gospodină, se trezește de la prima oră și își face toate lucrurile fără să mai aibă, nici nu ai timp să te trezești că mama e deja pusă la punct cu toate. Dar v-am spus, chiar nu mă deranjează că fac toate chestiile astea, pentru că la rândul meu le fac și pentru mine. Nu le fac doar pentru cineva anume. Cam atât, prieteni. Vă pup, vă urez tot ce e mai bun, să fiți sănătoși. Vă mulțumim oricum pentru comentarii și pentru comentariile care mă atenționează, poate nu sunt nici alea cu răutate, și pentru comentariile care sunt mai puțin frumoase și pentru alea frumoase. Bine că sunteți aici, că ne urmăriți. Asta contează cel mai mult. Eu orice părerea voastră o citesc, o iau ca atare. V-am zis, poate dacă este ceva de învățat, învăț. Dacă nu, poate se interpretează greșit și tot așa, dar contează foarte mult că ne urmăriți, că sunteți alături de noi, asta e cel mai important. Eu vă mulțumesc la toți în egală măsură și vă așteptăm din nou mâine să ne vizionați pe acest canal cu noutăți. Vă pupăm și ne vedem mâine!